Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministrul Agriculturii, domnul Florin Barbu, parcă mi-aduc aminte de domnia sa. Domnul acela care crede că Nicolae Ceaușescu a spus că stuful e aurul verde a României. Domnul Barbu a mai produs o idee deosebită, ca toate produsele românești din supermarketuri, astea de mâncat, alimentare, să aibă adaos comercial limitat. Domnul Barbu a dat următoarea declarație într-un interviu la Prima TV, citez: nu vă ascund, spune domnul Barbu, nu mă feresc de voi, că lucrăm deja, lucrez deja, deci ce lucrăm, după care își dea seama, lucrez deja la o lege pe care o vom depune în Parlamentul României privind plafonarea la toate produsele agroalimentare românești, pentru că este o practică comercială neloială ca produsele realizate de către producători și procesatorii români să aibă un adaos comercial foarte mare la raft, iar produsele care vin din import, un adaos comercial mai mic. Am încheiat citatul. Adică, ce spune domnul Barbu este că există și se manifestă, practic, în magazin, o conspirație prin care vânzătorii pun adaos comercial mare la români și mic la străini ca să saboteze în felul ăsta producția românească și să susțină producția neromânească. Deci, practic, românismul este sabotat în magazine în propria noastră țară. Da, foarte bine, da. Nu ne vindem țara. Da, și ca atare trebuie intervenit protecționist împotriva acestor străini nenorociți. Absolut. Care distrug industria românească în mod intenționat, accidental. Da, da. Incredibil, ce nenorociți. În cursul discuției moderatorul, deci discuția se poartă la Prima TV, în cursul discuției moderatorul observă că totuși, în ciuda ordonanței de limitare a prețurilor la anumite produse de bază, ordonanță care a fost dată deja și e în vigoare de luni de zile, nu? Uh-huh. Prețurile au continuat să crească. Și domnul ministru al Agriculturii răspunde: așa este. De aceea trebuie să venim cu o stabilizare a prețurilor, iar ordonanța privind plafonarea adaosului comercial a fost una foarte bună. Deci, care va să zic că dacă prețurile nu stau fixe și la valorile pe care le vrea domnul ministru, trebuie intervenit și mai hotărât, tovarăș, cu noi măsuri administrative. Eu cred că Ceaușescu lăcrimează de emoție în iad. Da, este, e la ușa iadului. Deci domnul acesta, Barbu, pe cuvânt, eu am crezut că a fost un accident. Și a cerut scuze, a zis că nu s-a gândit prea bine aici. A fost scandalul prea mare când a declarat stuf. După aia cu domnul nostru președinte Ceaușescu, da, da, a declarat că stuful e aur verde. Da, dânsul, deci nu e accidental ce face. Dânsul chiar așa gândește și acționează în calitate de ministru al agriculturii. Deci pare venit direct din anii 50. Vorbește de stabilizarea prețurilor prin măsuri administrative. Domnul acesta nu, realmente nu înțelege nimic. Deci ori ia la mișto pe toată lumea și este trolul perfect pus acolo în vremuri electorale să agite un pic suveraniștii români care nici aia nu înțeleg cum funcționează totuși lumea de azi, ori dânsul chiar crede lucrurile astea. Mie mi se pare că le crede, adică dacă te uiți la dânsul, nu îl cred capabil de o asemenea subtilitate încât să troleze opinia publică și mediul economic. Mm-hmm. Nu, dânsul e sincer convins că există conspirația împotriva produselor românești și că prețurile trebuie stabilizate prin lege. Adică să fie mercurial, domne, cum era pe vremea domnului președinte, președintele nostru Nicolae Ceaușescu. Dar știi ce mă miră? Și prețurile erau toate fixe, nu mai aveam atâtea probleme, nu era niciun sabotaj, sigur, nu era nici de mâncare în magazine. Dar sabotajul nu exista. Păi, era sabotaj, da. Din când în când mai prindea unul și în loc să cumpere o dată pe lună doar un litru de ulei, cât era rația, se descurca și cumpăra câte 3-4. Și îl dădeau la televizor, la emisiunea Reflector. Da. Chiar domnul Barbu, emisiune Reflector de genul ăsta cu ăștia, cu sabotorii din magazine, nu vrea să facem? E destul de tânăr, pe mine asta mă miră. Are vreo 43 de ani și mă gândesc că n-a prins prea mult din perioada aia cât să-și aduc aminte. E leat cu mine, ba da, ba da. Zici? A prins, da. Că și de mine se miră și Vlad uneori. E că e posibil ca partidul să-l încurce, știi? Eu de acolo că, să vină rădăcina, de acolo să fi plecat. Eu cred că sunt curios dacă în familia dânsului se stătea la coadă, dacă l-au trimis vreodată la coadă noaptea pentru tacâmuri, pentru astea să stea, sau cine știe, poate că era una dintre familie unde nu se stătea la coadă, nu se stătea la coadă și atunci poate că dânsul are o imagine fericită despre vremurile respective. Oricum pare că umblă, am mai zis, pe site-uri de foarte proastă calitate, domnul Barbu. Adică lecturile dânsului sunt deja foarte dubioase, clar.
Asta este. Plafonarea adaosului comercial pentru produsele românești iar putea determina pe unii retaileri să nu mai listeze la raft produse autohtone, a declarat pentru Economedia domnul Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, care m-a explicat următorul lucru foarte interesant, că în sine sarcina identificării produselor autohtone este foarte complicată. Adică puține produse alimentare au în compoziție un singur ingredient. Sunt puține care sunt, și chiar dacă au ingredientul respectiv, poate sunt ambalate în alte părți. Adică există lapte, să zicem, unguresc, dar care este ambalată în România. Și probabil că în Uniunea Europeană există lapte dintr-o țară care este ambalată în altă țară. Mm-hmm. Se consideră doar ingredientul, adică dacă noi aici am vinde în România lapte românesc, dar ambalat în Ungaria, să zicem, ăla mai este produs românesc sau nu? Că ăia își pun taxe suplimentare, că au procesat laptele. Deci, puține produse alimentare au în compoziție un singur ingredient. Laptele este un caz, dar salamul, de exemplu, mezelurile și multe brânzeturi au mai multe ingrediente. Și având în vedere că Uniunea Europeană este o piață comună, fără restricții la comerțul intracomunitar, asta este și avantajul pentru economiile Uniunii Europene, că dacă ești parte, ai un business într-una din țările Uniunii Europene, ai acces la o piață comună de 800 de milioane de locuitori. Care este o chestie uriașă să ai acces, fără restricții, fără taxe vamale. Asta încurajează comerțul, încurajează producătorii. Ideea e să închizi granițele acum, este total împotriva ideii de a face comerț și de a face profit. Deci, multe produse au ingrediente care vin din țări diferite, sunt asamblate într-o terță țară. Deci, ca în cele mai multe cazuri de acest gen, și declarațiile patriotare ale Ministrului Agriculturii sunt, după părerea mea, mai mult pentru aburirea electoratului. Acel electorat care nu încearcă să facă, nu-și trece prin filtrul gândirii astfel de declarații, nu încearcă să facă un pas în plus pentru cântărirea unor ieșiri de acest gen. Și câteva minute o să vorbim cu analistul economic Bogdan Glăvan despre implicațiile unei asemenea măsuri, dacă ar fi adoptată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.